Emisie inedită la Campus TV, data azi, din toate funcțiile deținute în PSD de un membru cu vechime în partid. Sunt membru PSD de peste 20 de ani, vicepreședinte al pensionarilor pe județul Buzău, membru al biroului executiv pe județul Buzău și membru al Consiliului Național al PSD. Am venit să-mi dau demisia din toate funcțiile pe care le dețin. Motivul demisiei este segregarea PSD Buzău în două facțiuni rivale. Nu aș vrea să fac parte din nicio parte a celor care s-au desp despărțit. O parte e domnul Ciolacu de la municipiu și cu domnul Boșcodeală, cealaltă parte e domnul Mocanu, domnul Giveciu, Ion Vasile și Mocanu Junior. Nu vreau să fac parte din nicio formațiune de genul ăsta. Eu am vrut ca totdeauna să fie PSD-ul unit. Constantin Radu a fost invitat să se alăture facțiunii Ghiveciu Mocanu, care a avut o ședință zilele trecute la pogoanele. Preferă demisia și din funcția de vicepreședinte la PSD Smeeni și din cea de consilier local PSD. De cât să-mi reproșeze o formație sau alta, eu îmi dau demisia și le mulțumesc frumos. Că m-au acceptat 20 de ani în PSD. De astăzi încolo nu mai sunt membru de partid. Îmi dau și uh, demisia de calitatea de membru de partid. Constantin Radu nu va trece la alt partid și se va retrage la 72 de ani din politică.